Meci de mare angajament aseară la Craiova, acolo unde Astra pornea ca și gazdele cu un singur punct în două etape, dar și după zdrobitorul eșec 1-5 acasă cu Oase Ardealul Târgu Mureș. Un rezultat bun ar fi consolidat succesul din ultimul meci cu Inverness și ar fi fost numai bun pentru moralul echipei, mai ales în perspectiva dublei cu West Ham United, în runda 3-a din preliminariile Europa League. Astra a dat lovitura de începere și o primă fază s-a consumat în minutul 11, când Budescu a trimis puternic de la 40 de metri, iar Bălgrădean a scos de sub bară. Budescu a mai fost odată aproape de gol, dar oltenii au respins și Acta a plecat pe contraatac, ai noștri scăpând însă cu bine după această cursă nebună. La 5 minute după pauză, Boldrin a deschis scorul pentru Astra. Craiova a primit penalti după ce Geraldo l-a faultat în careu pe Curelea, dar Ferfele aratează. În minutul 88, Oltenii egalează printr-un șut care îl surprinde pe Silviu Lung Junior, iar în minutul 3 al prelungirilor vine surpriza meciului. Rezerva Dandea marchează cu capul după un corner executat de Boldrin. Astra ia 3 puncte la Craiova și o mare porție de optimism înaintea meciului de joi din Anglia. Peste 20 de fani ai Astrei din Liga Suporterilor au mers ieri la Craiova pentru a susține echipa. Ca și în sezonul trecut, suporterii au fost ajutați de Asociația Uniți pentru Giurgiu și de grupul de firme Nova Force, care au pus la dispoziție un microbus pentru deplasare. Puțin după ora prânzului, galeria s-a strâns în centrul orașului și peste căldura de foc au urmat pronosticurile. Mergeți la Craiova, cum crezi că o să fie meciul? Cred că o să câștigăm, mai ales că venim după o calificare în turul 3 al Europa League și... Eu vin de la Vedea să susțin echipa, nu lipsesc la niciun meci și sper să fie bine la Craiova. O deplasare în care să ieșim câștigători, 2-1 pentru Astra. Va fi cu siguranță o atmosferă încinsă și la propriu și la figurat. Vă duceți acolo să bateți, nu? Bineînțeles, mergem acolo să venim învingători. Sperăm să fie un meci mai bun decât ultimul pe care l-am făcut la Craiova și să venim victorioși de acolo. Un pronostic mai clar? Un pronostic mai clar, ce să mai... Dacă dăm pronosticuri, cine știe ce mai facem? Mai bine zicem să venim cu victorie și e foarte bine. Mult succes! Mulțumim! Da, atmosferă încinsă, sperăm noi să o încingem și mai mult, dacă putem să-i spunem așa, și să venim victorioși de acolo. Un pronostic? Un 2-1 pentru Astra, cred. Cum o să fie la Craiova? Sperăm să fie răcoare, să nu fie cald și Astra să câștige, să joace, să câștige. Așteptăm prima victorie în nou sezon. Facem deplasarea cu gândul la victorie, așa cum îi stă bine unei galerii, să fie aproape de echipă și acasă, cât mai ales în deplasare. Meci după meci pentru Astra Giurgiu, fără prea multe zile de răgaz. Joi giurgiuvenii vor evolua în prima manșă din turul 3 preliminar al Europa League. Partida va avea loc în Anglia contra celor de la West Ham United, pe arena Bowling Ground din Londra, unde de la ora 21:45 de minute elevii lui Marius Mudică vor încerca să mute verdictul calificării în play-off la Giurgiu. UEFA a încredințat manșa turului brigăzi de arbitri din Elveția, formată din Adrian Giacotet, Rafael Zeder și Johannes Vogel, arbitri asistenți și Alain Bieri, rezervă. Giacotet are 32 de ani, este arbitru internațional din 2012 și se află în a treia grupă valorică a arbitrilor europeni. Observator de arbitri este belgianul Frank De Vlecker, în timp ce suedezul Gerard Sager a fost desemnat observator de joc. Jucătorii Astrei vor pleca spre Anglia cu o cursă de linie, miercuri la prânz, având stabilit antrenamentul oficial la 19:45 de minute. Ora Angliei, un sfert de oră mai devreme fiind programată conferința de presă oficială, tot la stadionul Bowling Ground. Revenirea în țară este programată vineri după amiază.